Este un moment de referință pentru județul Dâmbovița și pentru România. Astăzi deschidem un corp nou al secției de cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Un corp nou care a fost construit de la zero, o promisiune pe care a făcut-o în fața dâmbovițenilor și astăzi avem deosebită onoare să avem această inaugurare pe prim-ministru al României, pe domnul Marcel Ciolacu, ministrul Sănătății, pe domnul Alexandru Afila, pe domnul europarlamentar Mihai Tudose, domnul senator, secretar general, domnul Paul Stănescu, colegii mei parlamentari, primari, consilieri județeni, dar nu în ultimul rând vreau să mulțumesc tuturor cadrelor medicale din Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște, prezente astăzi la acest eveniment important pentru județul Dâmbovița. Vorbim aici de o investiție de peste 16 milioane de lei. Corpul clădirii are o suprafață de 459 de metri pătrați și a costat aproape 8 milioane de lei. În această clădire am montat un an geograf și așa cum discutam cu domnul doctor Soni, șeful secției de cardiologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență, este cel mai modern aparat din România și, bineînțeles, la standardele anului 2024, aparatul a costat aproximativ 10 milioane de lei. Vorbim de această investiție de 2 ani de zile. Este o investiție pe care, așa cum am spus, am promis-o dâmbovițenilor și, bineînțeles, împreună cu conducerea Spitalului Județean de Urgență, am putut să realizăm această investiție și putem spune că de astăzi, în județul Dâmbovița, în cadrul Spitalului Județean de Urgență, avem un corp nou, modern, al secției de cardiologie. Nu vorbim doar de această secție și în 2020, am spus tuturor dâmbovițenilor, prioritatea mea și a echipei mele la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița este sănătatea și a rămas și astăzi prioritatea zero, sănătatea dâmbovițenilor. La nivelul Spitalului Județean vorbim de un ambulatoriu nou, îl vedem în fața noastră, maxim 30 de zile vom inaugura un ambulatoriu nou, o clădire nou-nouță cu dotări la standarde moderne, cu o valoare de peste 20 de milioane de lei, finanțat prin programul operațional regional și un cofinanțare din partea Consiliului Județean Dâmbovița. Vorbim de reabilitarea și modernizarea și extinderea secției de primiri urgențe. Aici avem o mică întârziere, am avut și puțin ghinion din partea unui constructor neserios, dar în perioada următoare vom relua lucrările și vom avea o secție de primiri urgențe modernă. Și bineînțeles, vreau să-i mulțumesc astăzi public domnului prim-ministru Marcel Ciolacu pentru sprijinul pe care m-a acordat prin Compania Națională de Investiții. Vom construi în curtea Spitalului de Urgență o parcare nouă cu 320 de locuri. Vreau să vă dau o veste bună astăzi. A fost aprobat în CD-ul Ministerului Dezvoltării și în perioada următoare va ieși hotărârea de guvern și va fi scoasă la licitație această parcare cu valoare totală de peste 56 de milioane de lei. De asemenea, la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, suntem în diverse etape de pregătire. Avem proiecte importante în cadrul Spitalului Județean de Urgență și aș vrea să aduc în fața opiniei publice doar câteva exemple, și anume modernizarea și reabilitarea clădirii de boli infecțioase din Târgoviște, 25 de milioane de lei, modernizarea și reabilitarea secției de pediatrie Gura Uniței de 56 de milioane de lei, reabilitarea și modernizarea serviciului de ambulanță Moreni 1,8 milioane de lei, reabilitarea și modernizarea serviciului de ambulanță Târgoviște 7,2 milioane de lei, achiziționăm în perioada următoare materiale pentru Spitalul de Urgență Târgoviște pentru a diminua cazurile de infecții nosocomiale cu o valoare totală de peste 35 de milioane de lei. Avem un proiect privind digitalizarea Spitalului de Urgență cu o valoare de 4,4 milioane de lei și, în ultimul rând, reabilităm și modernizăm pavilionul administrativ din cadrul Spitalului Județean de Urgență cu o valoare de peste 10 milioane de lei. Dar, după cum știu foarte bine din ofițerii, proiectul meu de suflet și vreau să vă spun să dau din casă astăzi, a fost gândit împreună cu premierul României, domnul Marcel Ciolacu, și cu ministrul Sănătății, domnul ministru Rafila, acum un an de zile, când le-am spus că la Târgoviște vreau să construiesc un spital nou de pediatrie și mi-au spus
să ne apucăm de tot ce înseamnă documentație, studii de fezabilitate. Astăzi suntem gata cu studii de fezabilitate pentru un spital nou de pediatrie la Târgoviște, un spital cu o valoare de peste 35 de milioane de euro, peste 70 de paturi, pe care îl vom construi pe amplasamentul fostei secții de boli infecțioase din municipiul Târgoviște. Și în ultimul rând, cred că cel mai important lucru pe care l-am făcut la nivelul Spitalului Județean de Urgență, împreună cu colegii mei, cu conducerea Spitalului de Urgență, a fost atragerea în echipa noastră de medici noi, medici tineri. În 3 ani și jumătate avem la nivelul Spitalului Județean de Urgență 52 de medici noi, cu media de vârstă de 45 de ani. Cred că este un lucru formidabil pentru Spitalul Județean de Urgență și nu le vom opri aici, vom continua să scoatem la concurs toate posturile vacante pe care le avem la nivelul Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Acestea sunt investițiile cele mai importante în domeniul sănătății târgovițenilor. Sunt investiții pe care le vom duce la bun sfârșit, investiții importante pentru județul Dâmbovița și, așa cum discutam cu domnul ministru Rafila, sunt investiții importante pentru România. Numai cu această secție putem să salvăm, sau în ultima lună, au fost transferați la București peste 200 de pacienți din județul Dâmbovița și cu acest angiograf pe care îl avem astăzi în județul nostru, vom salva cel puțin 200 de dâmbovițeni cu acest aparat pe care astăzi îl inaugurăm în cadrul Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște. Vreau să mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul și pentru prezență domnului prim-ministru Marcel Ciolacu. Vreau să mulțumesc ministrului sănătății domnului Alexandru Rafila, colegilor mei și în ultimul rând tuturor dâmbovițenilor pentru că au avut primând răbdarea să construim această secție importantă pentru dâmbovițeni. Vă salut cu respect și sigur, aici în județul Dâmbovița sunt mai apropiat decât în multe alte lucruri din țară, pentru că o lungă parte din copilăria mea a fost legată de acest județ, unde tatăl meu a fost medic și și-a desfășurat activitatea timp de 30 de ani. Spitalul județean de aici, de la dumneavoastră, din Târgoviște, este beneficiarul unei gândiri, în primul rând, pe termen mediu, pentru dezvoltarea accesului la servicii medicale, de bună calitate, în siguranță, pentru pacienții din acest județ. Iar ceea ce vedeți aici în spatele nostru, clădirea aceasta a geografului, reprezintă până la urmă continuarea unei politici de sănătate, care are ca și scop să reușim să salvăm vieți, pentru că patologia cardiovasculară este cea mai importantă, din punct de vedere al morbidității și mortalității, iar lucrurile astea nu poți să le faci decât dacă ai la dispoziție două elemente. În primul rând, echipamente performante și mă bucur că există aici la dumneavoastră, la spital, acest echipament și personal calificat. Să nu uităm că fără resursa umană calificată acest lucru nu este posibil și am discutat și cu doamna manager și cu medicul șef de secție care face această activitate de cardiologie intervențională, să vedem cum să putem să îmbunătățim numeric și calitativ resursa umană încât acest centru să poată să funcționeze permanent, indiferent de oră, pentru că până la urmă, când faci infarct, nu există o oră programată și trebuie să poți asigura asistența medicală în timpul cel mai scurt, pe toată durata zilei. Și am avut o idee și o împărtășesc acum și cred că putem să o punem în aplicare în perioada imediat următoare, așa cum am făcut și în alte localități, la Pitești, la Ploiești. Cred că Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila poate să deschidă și la dumneavoastră o facultate de asistente medicale și de anestezi medicali și de mașe. Lucrul ăsta, pe de o parte, crește foarte mult nivelul spitalului și îl face atractiv și putem să găsim o modalitate de colaborare care să atragă tinerii medici sau tinerii specialiști aici la dumneavoastră. În localitate care, chiar dacă este aproape de București, cu siguranță poate să trateze în condiții mult mai
propice, din punct de vedere al activității, pacienții care au afecțiuni cardiovasculare, care le pun viața în pericol sau le pun în pericol viața pentru perioada următoare, în sensul că activitatea lor socială sau profesională este pusă în pericol. Și încă ceva vreau să vă spun, este, cred, cel mai important, că în România se construiește extrem de mult în spitalele publice. Eu am fost la 5 spitale în ultima săptămână, toată țara. Peste tot există, la toate spitalele, aproape la toate spitalele publice, există un șantier în desfășurare sau un șantier care tocmai s-a cheiat, cum este cel de aici de la Târgoviște. Așa că ceea ce se întâmplă la acești ani în România, ceea ce privește dezvoltarea sistemului de asistență medicală, fie că discutăm de specialitate, fie că discutăm de ambulatorii de specialitate, cred că este fără precedent în istoria acestei țări și mă bucur pentru pacienții din România și, bineînțeles, pentru colegii mei. Mulțumesc tuturor! Domnule prim-ministru, în primul rând, vă mulțumesc încă o dată pentru prezență și pentru sprijinul pe care îl acordați tuturor investițiilor din județul Dâmbovița. Eu îți mulțumesc foarte mult. Chiar pot să spun, fără nicio reținere, dumneavoastră ați fost norocoși. Aveți performanță administrativă și toate lucrurile din acel moment s-au pornit și au mers în direcția corectă. Vorbim, mai devreme am vorbit de investiții în infrastructură, în drumurile publice, promise de foarte mulți ani și acum făcute de Guvernul României și domnul președinte al Consiliului Județean. Vorbim de investiții, cum e normal, în sănătate și în educație, dacă dorim să sperăm că ni se întorc și familiile și prietenii și nepoții și copiii din diasporă, vorbim de fapt de calitatea vieții. Vorbim de nivelul de trai și, în ultimul rând, vorbim, cum spunea domnul ministru Rafila, de un vârf de investiții în România în toate domeniile. Dar, în mod special, în domeniile prioritare, educație, sănătate și infrastructură. Este prima dată în România când avem 41 de miliarde în primele 4 luni cheltuieli pe investiții atât din bugetul de stat cât și din fonduri europene. Din punctul meu de vedere, se poate și mai mult și categoric va fi pentru prima oară în istoria României când vom depăși ceea ce ne-am asumat prin bugetul de stat. Va trebui să avem procentul din PIB mai mic raportat la sfârșitul anului. Acum, noi ne-am asumat un 7,2, cu certitudine, menținând acest ritm, o să depășim. Știu că de aici pornesc petenele discuții cu deficitul, cu PIB-ul României la sfârșitul anului. Vom avea una dintre primele două creșteri economice din Europa și din Uniunea Europeană. Vom avea o încadrare în deficitul asumat și vom avea o dezvoltare fără precedent în România. Pentru că toate aceste investiții se vor multiplica și în zona economică. O digitalizare și o colectare mai bună la ANAF, pe care ne-am asumat-o după 32 de ani, de când și-o asumă toată lumea, ca și drumul pe care l-am văzut astăzi. Oricum, a trebuit să vii tu să-l faci. Sunt ferm convins că această direcție corectă care a intrat în România va continua. Părerea mea, și vă spun sincer, încercați să le prețuiți pe cei care au performanță. Pe cei și pe Cristi și pe Cornel, oamenii care în fiecare zi au înțeles de ce au fost aleși de către oameni și mai ales au empatie pentru oameni și le place administrație. Un lucru rar să îndeplinește toate condițiile și după cum se vede la dumneavoastră există performanță. Eu ce mă bucur, cu asta închei toate discuțiile pe care le-am cu domnul ministru Rafila și când am vorbit de
finalizarea spitalului de Iași și când am fost împreună în Belgia, ca concomitent cu construirea spitalului, medicii să meargă la perfecționare, astfel încât în momentul în care se termine investiția, deja să fie mobilată și uman și să funcționeze și nu să stăm să căutăm. Așa e și în acest domeniu, unde se decedea foarte des și sunt ferm convins că cu fiecare aparat, în primul rând, e actual medical nu mai aproape de oameni, mai trebuie să fie transportați, unde automat vin chiar de investiție și de aparatură și de medici. Chiar e o mândrie pentru, cred că pentru orice prim-ministru, vede o astfel de dezvoltare. Vă mulțumesc!